potrivit căruia Yoghini ar avea adevărurilor creștine, adevărurilor din perspectivă creștină, e clar, o înșelare. Însă, Dumnezeu a rânduit ca Yoghinul respectiv să dea îngăduința de a porni pe calea creștină. A fost așa cum Dumnezeu a vorbit printr-un măgar, prin măgarul Balaam, așa să vorbească și printr-un Yoghin. Ulterior am văzut o asemenea experiență în care diavolul era obligat de preot să spună adevărul. Deci era legat să spun adevărul și eu sunt ferm convins că în clipa în care eu am vorbit cu acest yoghin, îngerul de botez îl lega pe el să spună adevărul, adică l-a obligat să spună adevărul. El a fost nevoit. Asta a fost și motivul pentru care s-a speriat foarte tare. Deci efectiv era îngrozit. Arăta foarte neliniștit și în cel mai scurt timp mi-am făcut bagajul și am plecat de acolo. Pentru că se lovea de o realitate care era străină. Puterea Dumnezeului celui viu, pe care pe calea yoghină nu-l cunoscuse. Da. Și era evident dezarmat și dărâmat din construcția pe care o avea până atunci. Tu cum vezi acum practica yoghină, creștin fiind? Cum o apreciezi? O apreciez ca pe un fel de, nu știu dacă pot să spun inițierea, dar e o inițiere demonică, de fapt. Daimoni fiind ființe fără de trup, dar nu neapărat cerești, care se află în ceea ce noi numim atmosferă. Se află în ceea ce popular se numește văzduh, care e altceva decât cerul. Și ei nu aparțin decât acestei lumi, chiar dacă unei, să spun, frecvențe nevăzute ale acestei lumi. Și au și inițierea lor, și o inițiere în care te pot foarte mult ajuta să devii paranormal, cum se spune. Dar care nici de cum nu te scoate din chingile lumii astea, ba mai mult te înlănțuiește. E o păcăleală, ai impresia că ești mai grozav decât alții din lumea asta, că ești deosebit. Și de fapt nu ești deosebit, ci din potrivă, ești ca omul care are de toate în casa lui pentru că s-a vândut pe veci băncilor. Păi n-ai făcut nimic cu chestia asta. Adică degeaba le ai, ai o închisoare foarte frumoasă. Lucrurile astea le-ai înțeles repede sau mai trecut mult timp? Le-am înțeles chiar atunci, când era dialogul ăsta. Am avut conștiința că așa este. Nu-mi găseam cuvintele să-mi exprim. Însă am simțit că asta este și într-un fel eram și puțin supărat pe el că văzându-mă în stare respectivă de revelație, când spune m-a chemat cu el. Dar mi-am dat seama că până la urmă de fapt a fost o îngăduință lui Dumnezeu ca să realizez, să-mi dau seama de diferență, să-mi dau seama cu cine am de-a face. Ce să spun? Întorcându-mă acasă, mă așteptam ca mama mea să sară sus de bucurie că mă vede că s-a întors Flăcău acasă, în schimb mama mea a fost foarte seacă, da, ai venit. N-am știut ce s-a întâmplat și ulterior am aflat că între timp mama mea, disperată fiindcă i-a plecat puiul către Orient și poate nu se mai întoarce în viața asta înapoi, s-a dus din aproape în aproape, a găsit un preot de care a auzit că este cu har, și toți preoții sunt cu har, dar ea fiind într-un ABC al credinței, s-a dus la unul pe care știa oamenii mai harismatic, care avea roade ale lucrării Harului, care a murit între timp, Dumnezeu să-l odihnească. Și stând la coadă, la spovedanie, unde era o grămadă considerabilă de oameni, plângea. Când s-a deschis ușa la duhovnic, duhovnicul s-a înălțat peste oameni, s-a urcat pe un scăunel și a strigat către mama mea, Doamnă, nu mai plânge că vine copilul înapoi peste 2 săptămâni. Mama mea, necrezătoare că îi se vorbește, i s-a uitat în stânga, în dreapta. Și preotul a spus, dar Doamne, cu dumneata vorbesc, n-a plecat cu acela în portocaliu și cu plete lungi încolo către Orient. Ba da, vin înapoi, stai liniștită. Când am sosit, mama mi-a spus de acel preot, uite, el a spus că te vei întoarce. Eu am fost neîncrezător, făceam și eu primii pași în creștinism, care... De altfel, i-am făcut destul de repede, în timp foarte scurt, poate maxim o săptămână, Dumnezeu mi-a scos în cale peste 7 preoți. Cu fiecare am stat cât am putut, cred că mai mult nu am dormit în săptămâna în care m-am întors acasă decât am dormit și așa cum respiră peștele apă, așa citeam eu cărțile de teologie ortodoxă. A fost o, nu doar o întoarcere, cred că a fost ceea ce Michel Iad denumea coborârea în adâncuri. Adică câteodată când ești la o suprafață de apă, unde e inundație mare și merge curentul și vrei să te prinzi de o creangă și creanga e prea sus, nu poți de la suprafața apei și nu trebuie să te cobori în adânc ca să izbucnești de acolo să prinzi creanga. Și într-un fel, asta a fost coborârea în adânc când m-am dus încolo către Occident, ca să de fapt să revin cu putere în ceea ce... Te-ai dus către Orient, nu către Occident. Către Orient, da.
Ce pot să zic, că după 9 ani de zile m-am dus la preotul respectiv. De ce a durat atât de mult? Pentru că între timp cunoscusem alți preoți și n-am considerat că trebuie să mă duc la un preot cu leac, aveam încredere în toți preoții care mi-au. Asta e foarte bine. Da. Eram convins că Dumnezeu îmi vorbește prin ei și chiar mi se întâmpla că atunci când aveam o stare de ispită și mă rugam foarte tare lui Dumnezeu și încercam să o birui, să trec pe stradă și unde se certau doi oameni să zică unul când treceam pe lângă ei, lasă că te prinde cu altă ocazie sau... Îmi dădeam seama că prin unii îmi vorbeau cei necurați, prin alții îmi vorbeau îngerii buni. Dumnezeu poate lucra prin toți și prin toate când e cazul. Eu nu m-am îndoit de lucrul ăsta, dar pentru ca nu cumva să primesc înșelări de la oameni, întotdeauna am cercetat preotul. Și am întrebat, întotdeauna am căutat să-mi acordez presupunerile sau bănuirile mele cu scrierile părinților. Am fost foarte surprins să văd că multe dintre cele pe care le simțeam odată cu întoarcerea mea la ortodoxie, după experiența învățăturilor orientale, se potriveau foarte bine cu multe dintre părerile Sfinților Părinți și mă bucura tare mult să regăsesc în scrierile Sfinților Părinți multe dintre stările mele. Uneori chiar mă rușinam, mă întrebam cum, Doamne, mi-ai dat o asemenea simțire și eu ca nesimțitor m-am dus în partea altă. Adică am văzut niște lucruri pe care alții văd că le scriu în carte după ce au stat atâția ani în pustie. Și eu nu le-am băgat în seamă, adică mi se păreau atât de banale, credeam că toată lumea le vede. Și am început să fiu mai băgător de seamă și mai temător de Dumnezeu. Deși concomitent și bucuros. Eram convins că Dumnezeu nu-mi va face niciun rău, că din potrivă mi-a făcut bine. Deci când eram ticălos, m-am întors la cu atât mai mult când vreau să le urmez pe cale. S-a întâmplat foarte interesant un anumit eveniment, că odată cu întoarcerea mea către biserică, bine, care a fost o întoarcere avramică, deci eram în stare să las tot pentru Dumnezeu, să-mi sară în cap neamurile, cunoscuții, prietenii, inclusiv părinții acasă. Au fost crize de-a dreptul foarte mari ale mediului care mă înconjura, pentru faptul că eu dintr-o dată devenisem creștin, parcă pe toți îi irita dintr-o dată creștinismul meu. Era foarte interesant, foarte greu acceptau acest fapt. Am vrut la un moment dat să mă duc în pustie. Și chiar m-am dus, fără binecuvântare. Fără binecuvântare fiind, am ajuns undeva într-un vârf de munte, nu spun unde, undeva în România. Acolo mi-am propus eu să mă duc să meditez. Nu mi-am pus problema cu ce o să mă îmbrac, ce o să mănânc. Am zis, mă duc în pustie și are Dumnezeu grijă de mine. Și a avut în felul următor. A venit o turmă de mistreți, cu viteză foarte mare, galop către mine. Atât de îngrozit am fost, căci am urcat în jumătate de oră, am coborât în 3 minute. Știu că am luat primul tren și m-am întors către casă. Când am ajuns acasă, am deschis Sfânta Scriptură într-un loc în care spune că Duhul îi duce pe cei neîncercați în pustie ca să-i piardă. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să fac lucrurile de capul meu. Și am început să caut sfaturile unui duhovnic competent. Acum nu vreau să discut nici pro, nici contra vis-a-vis de competența oamenilor, pentru că oamenii sunt oameni pretutine unde sunt. Sunt în orice domeniu și specialiști și oameni aflați în treabă pe acolo, vorba lui Petrețuțe. Am dat și de preoți care mă întrebau, ai mințit, ai înjurat, dar care efectiv nu mă spovedea, nu erau îndrumători, erau spovedaci, cum le spun. S-a întâmplat să întâlnesc însă și oameni foarte așezați duhovnicește și cred că oricine caută găsește, neîndoielnic. Și dacă nu găsește, îi scoate Dumnezeu în cale. Și dacă îi scoate în cale și nu vede, îl duce de nas. Și dacă nu îl duce de nas, îl duce oricum, dar tot îl duce și, sau îl aduce. Dumnezeu rânduie în așa fel încât omul își găsește locul. Nu mă îndoiesc de locul ăsta. Mi-am dat seama de fapt că problema cea mai mare a omului nu este faptul că Dumnezeu n-ar fi prezent. Nici de cum. Dumnezeu e foarte prezent. Dovadă că mie păcătosului mi-a vorbit. Cum mi-a vorbit, de cine mi-a vorbit, n-am mai stat să contabilizez, dar mi-a vorbit. Și atunci mi-am dat seama că de fapt cea mai mare problemă a omului